Votul din Senat a fost, mărturisesc, copleșitor. Am trecut orice așteptări. Practic, în ciuda unor declarații, niciun grup parlamentar nu a avut o atitudine față de mine de ostilitate. Din toate grupurile parlamentare au fost colegi care au votat pentru oprirea acestei solicitări de începere a urmăririi penale. Consider că în situația aceasta e un gest de minimă politețe, aceea de a comunica tuturor colegilor mei și în primul rând primului ministru că sunt dispus să discut despre toate posibilele consecințe a acestui vot din Senat. Cea din tâi fiind evidentă, stabilirea fără putință de tăgadă a nevinovăției mele. Mi se pare corect că atunci când colegii mei din guvern se vor consulta cu mine, să știe că eu sunt deschis tuturor ipotezelor, inclusiv la aceasta. Și am folosit cuvântul gest de onoare, pentru că eu cred că o astfel de situație trebuie rezolvată având în vedere sentimentul onoarei și sentimentul iubirii de țară. Firește că există și au existat colegi care au fost membri în guvern în situații juridice mult mai complicate decât a mea. Situația mea fiind, de fapt, acum limpezită. Dar acum, pentru că spuneți despre aceste consultări, ați vorbit cu premierul și înaintea votului din Senat, adică i-ați adus la cunoștință și oficial decizia dumneavoastră? În legătură cu dialogurile mele cu primul ministru, această ipoteză nu s-a pus. Deci nu l-ați anunțat pe această premier. Ipoteză nu s-a pus în dialogurile mele de până acum cu primul ministru. Nu am vorbit încă astăzi cu el, eu nu am participat la consultările la vârf din USR dintr-un motiv pe care îl puteți intui, dat fiind că era vorba despre mine. Firește că primul ministru va inventaria considerentele pentru a decide într-un fel sau altul. Dar demisia de onoare este un act unilateral. De ce mai aveți nevoie de consultări cu colegii dumneavoastră din guvern pentru a lua această decizie? Vă rog să mă iertați, când ați folosit această sintagmă, ce ați avut în vedere? Decizie care vă aparține. Deci, ceea ce am spus eu în Senat a fost următoare. Că sunt pregătit pentru oricare din aceste variante. Concluzia va fi în urma dialogului cu primul ministru. De aceea întrebarea dumneavoastră se adresează unei alte ipoteze. Vă gândiți să mergeți, nu știu, mâine la Palatul Victoria sau așteptați ședința de miercuri? Bine, vă mulțumesc.